Ia, uitați-vă la că aici. Ce vrei? Ia uitați-vă. Uitați-vă la că aici, dați prins. Ce? Dați cadă. Nu am microfonul fără televizor? Ba da, cu ce vrei? Ia. Doamne, mii din gheață apele, măi, fată, măi. De ce minte, mă, că-mi gheață apele? E o nebună de obicei. De ce? Ești pe bun. Dar ce știi el decât să jignească? Dar chiar e acum, sincer, n-am vrut cu el, dar... Ce știi el decât să jignească? Explica la situația de ieri, cum s-a întâmplat și ce a zis fata aia. Nu cred că a zis fata aia tot adevărul. Nu e așa? Da. Mă, eu am spus adevărul și nu... Nu, eu zic că el fata aia... El minte din gheață apele. Băi, Jador! Ia spune-mi o leacă. Băi, nu mai mergem. Băi, Jador! Nu are picioare scurte. Băi, ai zis că e pe mine niciuna. Bă, da, sunteți, bă, coleg, glume. Bogdan! Iancu, da, n-ai nimic de spus. Păi, Iancu. Păi, lasă-și facă jocul, știi că așa și-l fac ei tot. De ce l-ai convertit aseară pe Iancu? M-au zis că ai vorbit cu el până târziu, vrei să-l... Care-i problema? Dar vorbesc cu cine vreau eu, da, am vorbit. Să faci barigadă împotriva mea, că am înțeles că așa era. Nu spune, nu, că... Barigadă? M-a luat din brațul lui. Brigadă. Am vorbit de chestie. Brigadă. Barigadă. Barigadă. De la limba care o să fie influent. Pe care? Pe care? Pe care? Nu, măi, l-a sărutat acolo sus. Mai spune-te odată, că n-am auzit întrebarea. Ai întreținut relații intime cu Larisa, fata de ieri? Doamne, măi, Bogdan, dar minte că e Bogdan. Doamne, fel. Tu, dar mi-a spus și Bianca. Și Bianca mi-a spus, da, Bianca a confirmat. Care e Bianca? Bia. V-a filmat? Bianca, cum o știm, nu minte. Deci ar trebui să întrebăm pe Bianca Comănici. Uitați-vă la fața lui Bianca Comănici. Eu doar am auzit, nu? Da, doar auzit. Da, spune ce ai auzit. Mie mi-a spus ăsta Bia. Nu. Cum nu? Cu Larisa au făcut de-alea. Cu Larisa au fost un pupic și atât aici. Un pic aici. Un pic aici, un pic acolo, nu? Hai, Bogdan, recunoaște acum. Da, așa este. Păi, dar nu, Bogdan, de la sus, de la Lilian. Stai că mi-am amintit. Vreau să vorbesc, Bogdan. Stai că mi-am amintit. Ei doi au plecat cu taxiul. Exact. Ce scuze. Asta zicea Bia. Și la aeroport. Bia răposat. Asta zicea Bia. Că am plecat. Dar și ea mi-a zis mie. Dar hai, Bogdan, recunoaște acum. Da. Așa este. Aș plecat împreună la Amreș. Ai dormit la ea la apartament? Bogdan. Nu știam la cine zice seara, că a fost forță în emisiune. Nu, poză cu... Nu? Ian și Andreea, fără emisiune. Nu, dacă aveam ceva cu Larisa, era posibil să nu mă mai fi întors în emisiunea de loc, dacă plecam cu ea, să nu mă mai întorceam. Dar nu, nu. Așa de tare ți-a plăcut? Da. Ce? Așa de tare ți-a plăcut, te-a atras? Nu știu cum, mă rog. Mă, dar nu s-a întâmplat nimic. Am pupat aici sus, m-a pupat ea pe mine, de fapt. Da, a fost. Ne-ați plecat împreună acasă la ea, în apartament. O venit gen, am pupat-o pe mine. Care-i faza? Nu. Voi înjosiți fetele care nu ar trebui să le înjosiți. Becare. Ok, eu sunt mai analfabetă. Dar pe cine am înjosit și nu știți să protejați un om care chiar vă respectă. Păi și pe cine am? Vorbesc în general, persoanele care se simt, se acuză. Păi eu n-am înjosit pe nimeni și păi chiar... Sunt multe cazuri aici. Faci aluzie că o protejezi pe Larisa, ce nu înțelegi? Exact. Păi da. Protejezi un om obsedat. Păi și un om care a încercat să strice relația dintre mine și... Un om care iubește pe care tu te-ai băgat. Ce mă băgați pe mine, n-am avut nici treabă. Și tu vorbeai cu mine pe cameră și vedeai ce era în casă, ce gălăgie. Eu vream să știu ce am făcut. Cât băieți erau și cu faze din astea. Adică, mă rog, era ea cu cineva și vorbeam cu tine. Da, mă, nu știu, dar... Dar e ok, Jador, există cineva care... Eu nu știu, păi asta e că există, fată. Da, tu? Tu mai, fată, tu ai mai... Am înțeles că ai mai și... Ascultă, o să vin cu dovezile într-o zi, dacă nu stace gura. Da. Deci, cu dovezile spuse din gura unui om? Nu, omul ăla o să intre. Omul ăla așa seară și au ajuns și... Atunci să intre. Va intra. Omul nu este... Dacă el crede că așa e bine pentru el să intre. Dacă ți este colect, tu nu ești prieten, în primul rând. Aia nu e o dovadă de prietenie pentru că minți, da? Fata aia îl iubea foarte mult. Dă-i la mâine, lasă-mă să vorbesc! Fata aia îl iubea și îl iubește pe băiatul ăla. Nu-mi scoate nervia la plimbare! Și tu, ca o prietenă bună, ce ești, te-ai băgat peste ea? Poftim? Și plângeai că îl vrei pe Jador în casă și te duveai, nu-l vrei pe Jador, tu-l vrei pe culiță. Băi, vezi că ești... Eu în viața mea n-am plâns după băiatul ăla, că dacă vroiam, poate l-aveam, da? Te rog frumos să încetezi, că ești un...
N-a vrut el, că era însurat. Băi, eu am avut cea... Mie, dacă uiți să-mi placă, mi-a plăcut de Iancu. Și mi-a plăcut mereu de Iancu. Vrei să te vin? Știu tot, și inclusiv fratesu. Așa că te rog frumos să te oprești și să-ți vezi de viața ta și de femeile tale pe care le ai. Și lasă-mă în pace! Închide subiectul! Nu mă aduce în culmea disperării. Gata, de ce zici, frate? Minți. Eu știu ce a fost acolo, înțelegi? O acuz pentru niște lucruri prea grave și ea nu a făcut nimic. Bine, n-a făcut. N-a zis că a făcut. N-a făcut. Păi n-au făcut. Trebuie să ajungi până nici măcar pupat. Nici măcar pupat. Atingere, atingere atâta. Nu a existat nicio atingere, m-a dat în braț. Cum poți să minți, mă, fata așa? Nu mint! Adică mă minte, adică minte eu, îl minte pe Iancu și ți-a spune ție adevărul. Acum degeaba, certați aiurea. Da, exact, vii cu dovezi. Dar o să vii cu dovezi, o să vrei. Faci alianța acum, întreba mea, să strângi mie. I-ai spus lui Culiță că nu ai de ce să te legi și te legi doar de chestia asta? I-ai spus. I-am zis să nu vii în casă. Taci! Nu, frate, vii în casă, eu mă leg de ce te legi de subiect. Ești un mincinos! Nu-ți mai căuta subiecte cu mine. Nu. Păi mie așa, n-ar trebui să leg discuțiile astea deloc voi, bă. Nu ți-e rușine să-mi spun. Auzi și Andreea mesajul vocal. A auzit Andreea mesajul vocal și Andreea Mantel nu minte. Ce a auzit? A auzit un mesajul vocal când a pus la ureche. Pentru că există mesajul vocal. De-aia am spus să fie mai privat ca să nu-ți fac ție o imagine. Dar uite de că tu deja mă disperi. Măi, fac. Deja mă disperi. Să încetați subiectul ăsta voi, bă. Auzi, Ela, că nu știu ce. Frate, nu mă protejezi. Băi, ce-mi faci rău, viață? Auzi, Ela. Ela, dacă doamna Andreea Mantea a auzit un mesaj vocal ca să fii mai privat sau așa, poate trebuie să mai audă încă un mesaj. Să-l audă. Să-l audă. Să-l audă, n-am nicio treabă. Măi, Ela, eu nu vreau să-ți fac rău. Oprește-i. Nu mi-ai făcut rău. Adică eu mai bine ca și mie nu există. Nu sunt veniți cu dovezi. Dacă eu eram în lenjerie intimă, mi se făcea poză știind că eu intru Ela, două zile. Știi ce mă deranjează? Nu-i vorba de asta. Dacă tu ești așa sigur pe ce zici Iancu, poate ar trebui să vorbești numai cu Iancu ca să-l întrebi ce știi. Bogdane, iar te bagi. Băi, nu mai faci, mă, din astea așa tu, băi, frate, nu ajută cu nimic, ce ai? Bogdane, ce faci, mă? Bă, lasă-mă! Atâtea afară, frate, că vrem să ascultăm. Nu mai pot, minte prea rău cu nonșalanță fata asta. Dă-mă tare să auzim, bă, aici, mă! Ești tu sunetul, faci tu. Cum să oprești sunetul? Mă duc și-l aduc cu telefonul. Dar nici nu-l opri. Ăsta confirmă, ieri că da, bă, frate, acum nu știu ce să fac. Bă, da. Ca seara pe FaceTime, pe FaceTime. Și-l vorbesc cu Iancu, da, mă, lasă-mă, că... E problema ta? Dar ori ieși de nimic. Nu mă interesează! Acum le aduc pe Culiță. Adu-l mă pe Culiță. Normal, frate. Ia-l pe Culiță. Păi, dar nu trebuie bă, da. Subiectul ăsta aici. Asta numai de frate. Dacă Sator i-a făcut poză, să-i aducă poza. Da, ar trebui. Dar de ce n-aduce poza odată? Uite, fata, astea a dovedit. Asta e gata. Te hai să te culci. Tu faza cu faza de dansat cu un pilot. Da, e loc. Da, e loc. Cum o spus și asta e. Da, că eu dansat în kilot. Eu dansat în kilot. Că i-ar fi făcut ceva de genul. Cine? Nu. De Ela? Nu e așa. Da. Nu, cum, eu n-am auzit așa, eu am auzit. Asta și asta zice Rador. Nu e așa. Una dintre ele a zis că a făcut știu și că Cico a dansat. Dar nu e. Cine, mă? Nu știu, trebuie să... Cine a dansat? Hai, mă, terminați-o cu astea. Pop Telecan. A, cu Pop Telecan a fost. Păi vorbește cu ăsta. Cine vorbește cu Pop Telecan? Bă, nu s-a întâmplat nimic, dar... De asta ea nu a vrut să zică deloc, știi? Nu, te, mă, dar de ce Dumnezeu? Vedeam să n-ai voie cu telefon. Nu mă interesează. Uite că am voie. M-a acuzat tot atât când am venit în prima parte. Să mă lase în pace, fac ce vreau. Și de-aș face Andra, ceva cu băiatul ăla. Ce să fac? Care e problema voastră? Andra. Nu cred că e ok, nici pentru ăla, nici pentru tine. Așa că mai bine taci. Da, n-am tac, frate, că nu a făcut nimic fata. Bă, bune, chiar mi-e milă de ea, nu? Și mie mi-e milă, dar să nu mai vorbească. Ce ți-e milă? Tu știi ce e aia milă? Nu, tu joci teatru că ți-e milă. Trebuie să nu se mai dea ceea ce nu e. Să faci imagine proastă pe nedrept. Nu încerc să-i fac nimic. Așa face, okay. La toată lumea, la toate fetele le face. Măi, fato, eu nu ți-am făcut nicio imagine. În primul rând sunt faptele tale. Asumă-ți-le. Asumă-ți-le, nu mă enerva ele, te rog frumos. Pe Culiță acum, stai un pic. Nu, de eu nu mai intru, dacă Culiță nu intră, acum nu mai intru. N-are ce să întâmple. Ies afară și gata. Păi, dar eu știu, bă, de ce crezi că aș veni cu dovezi? Aș tace din gură sau nu mai veneam în emisiune? Eu nu mai veneam în emisiune dacă făceam ceva. Așa ai zis și de fostul meu și toată lumea. Când tu nu-ți am făcut urechi. Arată și ea. Întâlnim 100. Nu mă interesează. Și eu și el. Că doarme. Ca idee. Hai mă, frate, avem voie să dăm mesaje în emisiune. Ce e emisiunea asta, frate? Mi-am contactat avocata. Da, lasă că... O să vezi tu pentru asta. Dar ce, și-a avocat Culiță? Nu, da, nu. Ascultă-mă, pentru asta o să plătești.
Pentru asta o să plătească. Lui Bogdan i-ar da chemați mi-ți chemarea să-l dea afară, numai să-l duc în spate să... Bun, bun, Jador, gata, s-a terminat. Și mai nu acum să dăm mesaje la urmă, oricum. Bogdane, te cheamă Jador? Mai lasă-mă el în pace. Bogdane, lasă-mă în pace. Iar te bagi. Lasă-mă în pace. Te bagi, vezi că el nu s-a băgat pentru tine multe chestii. Ce? Dacă te gândeai, da, da, da. Nu s-a gândit la tine. Așa că ar trebui să taci. N-am înțeles. Ela! Tăceți din gură. Te rog frumos, încetează cu acest subiect acum. Te pup, nu am nimic cu tine, tu, poți să fii cu tine. Tu, fratele, încep! Gata! Tu, nu, nu, mai, nu mai vorbi ca să închidă conexiunea și nu mai continuăm. Gata. Bine, Andreea, mă întâlnăm și exact, dar trebuie să-ți ce să mai închid acum, frate, că e... Bă, taci din gură. Era, vezi că pe ce... la Andra, vezi bă, că pedeața trebuie să fie dată. Ce? Pedeața trebuie să fie dată. Normal că vrei să-ți faci dreptate, când vezi că chiar sunt lui nu are dreptate. Nimeni nu are dreptate. Vorbim toți aici. Normal că dacă ea îl sună, ține cuia sau ăsta, trebuie să-l pună pe ecran să vorbească, să ceară. Zic că trebuie să ceară cu adevărul. Se vadă pe tot. Că doar la mii fără caracter. Trebuie să spună adevărul. Eu așa zic, în viața așa e. Dacă are caracter, spune adevărul. Dacă nu, o susținu și pe cum au spus și pe Pelecan, da, când a vorbit cu noi la, la telefon, că eu, că nu știu ce, după ce nu, s-a... Nu, dar eu n-am mai spus. Când am venit pe legii, sun, eu n-am mai persoana cu care sună. Așa e, care e de față. Da, o dai așa, ui. Dacă el sună pe o culiță, dă așa. Dacă el îl sună, dă invers. Și trebuie pus să-mi trebuie pe voi. Logică. Lăsați-mă, că să o leagă de chestia asta, că să-mi scoată mie rău. Gândește. Mă pot lega de multe chestii și n-am să fac asta niciodată. O să-l suni. O zi așa, 5 minute așa, 10 minute așa, pe rănește o fată. Accept aici în emisiune fără dovezi. Normal că vii că te enervezi. Normal că vi s-a dus și eu am adus ieri telefonul așa și cei. L-am sunat. Nu sunt bună spus, pentru ce tine. Ce am dat, Doamne ferește. Amin. Da, taci, mă, frate, gata, ți ajunge cu subiectul ăsta. Vedem, da, știu că îți place să fie camera pe tine. Încep. Taci din gură dacă nu. De ce l-ai adus subiectul dacă n-ai vrut? Vrei să-ți bier eu că sunt. Am înțeles, ai vrut să cânti. Gata, Ela, ți ajunge. Eu n-am vrut să cânt. N-ai vrut. Stai liniștit. Ai văzut că nu mai am cântărit, îți plac. Uite, și-a apucat și cu Iancu de cântat. Îți place și de Iancu? Da, îmi place și de Iancu. Gata, ți-ajunge. Mi-a plăcut de Iancu înainte de a cânta. Foarte bine, Iancu e un băiat foarte mult. Foarte bine. Păi atunci, care e problema ta? Lasă-mă să fiu happy cu el sau fără el. Taci din gură, Ela, gata, te rog din suflet, te-am băgat. Păi tu ai început, am vorbit cu tine, eu. Ce-am stabilit el? Te rog din suflet, gata. Hai să începem. Bun, gata, închideți colecția, hai că vorbim despre altceva. Exact. Nu, bun, gata, la revedere. Nu mai zi băiatul ăsta, că știi cum mă cheamă. Două subiectul ăsta. De două săptămâni, gata, e la lasă. Mai dezamăgit. Urât din partea ta ce-ai făcut. Da, da, și joacă bine că știu. Urât din partea ta ce-ai făcut, că aveam niște așteptări de la tine. Lasă, nu mai avea așteptări. Lasă, să vină. Mereu și întotdeauna. Clar că mă enervant, enervant. Enervant. Clar.